Traficul rutier pe câteva străzi din centrul capitalei va fi temporar suspendat. Primăria Municipiului Chișinău a anunțat că în perioada 15-16 noiembrie va fi restricționat parțial traficul rutier la intersecția Strada Mitropolit Gavril Bănulescu-Bodone și Strada Alexandru Celbun din Chișinău. Potrivit autorităților locale, măsura a fost luată în scopul executării lucrărilor de reabilitare a rețelelor de apeduct și canalizare. De asemenea, în perioada 15 noiembrie-3 decembrie va fi restricționat traficul rutier pe strada Alexandru-Bernardație, tronsonul strada Alexandru-Pușkin, în legătură cu desfășurarea lucrărilor de reabilitare a trotuarelor din strada alexandru Bernardazi din sectorul centru al capitalei. Conducătorii auto care intenționează să traverseze cartierele unde este anunțată suspendarea traficului rutier sunt îndemnați să ocolească zonele.